Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Cu pace Domnului să le rugăm. Doamne, miluiește! Și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă în trânsa Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Teodosie al Tomisului, pentru cinstita preoțime și cea pentru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru casul acesta, țara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului, să ne rugăm. Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roatelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să cumpăriți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră, pe Dumnezeu născătoarea și pururea, Fecioara Maria cu toți sfinții, să o pomeni. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Pe noi și toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Să o dăm.
ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o părăția ta când vei veni, omenește-ne între noi Doamne, fericit și săraci cu Duhul, la celor este împărăția cerurilor, fericit și cercând, la aceia se vând bucuria, fericit și plânsă, la aceia moșteni pământul, fericit și plământ și însemnate de Tatăl, să la aceia se vor sătura, fericit și milostivi, că la aceia se vor sătura, fericit și curați cu inima, că la aceia vor vedea pe Dumnezeu, fericit, frăcătorii de pace, că la aceia Fiului Dumnezeu se vor chema, fericii cei prigoniți pe prudecate, la celora este împărăția cerurilor. Fericii creștii când mă vor apărâ pe voi și mă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră.
pe cei bine credincioși. Doamne, mântuiește, pe cei bine credincioși. Să-l voi pe cele ce ai învățat
și de cale și de învățat, deoarece și de la cine ai învățat, și din cărimii copii, toți Sfintele Scripturii, care pot să te înțelepțească spre mântuire, prin credința pace ție celui ce ai citit. Aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune dreptă, ascultă Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Aceasta. Doi oameni s-au pus în templu ca să se roage. Unul era fariseu, iar altul vameș. Fariseul, stând drept, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc pentru că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepti și desfrânați. Sau ca acest vameș: postesc de două ori pe săptămână și dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, stând mai departe, nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci își bătea pieptul său și zicea: Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa decât acela, pentru că oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel care se smerește pe sine se va înălța. Glorie ție, Doamne, glorie ție. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamna Tu, Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, Sfințitul Arhiepiscopul nostru Teodosie al Tomisului și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru sănătatea și mântuirea Lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Frații,
Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și multă milă. Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Uitați-vă cei chemați Domnului. Pentru cei chemați să ne rugăm ca Domnul să-i miluiască pe dânsii. Doamne, miluiește! Să-i pe dânsii cuvântul adevărului. Doamne, miluiește! Descopere lor Evanghelia dreptății. Doamne, pe dânsii cu Sfânta sa, sobornicească și apostolească biserică. Doamne, miluiește! Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, capetele voastre Domnului să le plecați. Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească preacinstitul și de mare cuvință numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și purea și în vecii vecilor. Sau să-și urească ție împărata slavă, căci patru și zumarilor vor fi dat. Amen.
pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Teodor și al Domnișorului, să-L pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe poporul român drept credincios și pretutindeni, să-L pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe frații noștri preoți, ieromonați, ierodiaconi, diaconi, monași și monahii, pe tot ce bisericești și călugăresc, să-L pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe adormiții cu fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicolin, Justinian, Justin și Teopis, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii Sfântăcașului acestuia, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători de Sfintele Cașuri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe ostașii români, căzuți pe toate cuprele de lupte pentru apărarea țării și slava Sfintei noastre biserici, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, pe cei pentru care s-au adus vii sau adormiți, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soții, soții, pe fiecare prietenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Iosif cel ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu credere Dumnezeu, intră și se roagă în trânsa Domnului, să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Sufletelor și trupurilor noastre de la Domnul să cerem. Iubire de păcate și de greșelile noastre,
de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la împrecășătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată Maria, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și curea, Fecioara Maria cu toți sfinții, să o pomenim. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Sfântul și bunul și de viață, Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea cea de o ființă, și Rulul meu.
cerului și a pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și în unul loc, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care prin Tatăl s-a născut, mai înainte de toți greșii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, unul făcut, cel lumină cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru noastră stăpânire s-a coborât din cerul, s-a scăpat de la Duhul Sfânt și din mânia aceea și s-a scăpat omul. S-a răsfinit pentru noi, până în zilele lui Bogos Pilat, a venit și s-a scăpat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat pe cerul și s-a înălțat la Tatăl Harului. Și iarăși va să fie slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și cu Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este înclinat și slăvit, care a venit din proroci, într-una sfântă, sfântă și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre Tatăl, aștept vierea morților și viața veacului cea să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfânta jertfă în pace a o aduce. Dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Să avem inimile. Yeah.
luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducem de toate și pentru toate. Amen.
Al Domnului, pe care îl dăruiește Sfintele tale Bisericii în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului și a cântat ca cinstitul și de mare cuvință numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Și să fie mirele mari,
Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, cu voi, cu tot. Pe toți sfinții, pomenindu-i iarăși iar cu pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ce se predau, ce s-au dus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cel ce a primit pe dânsele în Sfântul, cel mai presus de ceruri, și duhovnicescul său jertfel, credulos, de bună mireasmă duhovnicească, să-i trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, afără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Milă și iertare de păcate și greșelile noastre, de la Domnul să cere. Și de forul sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Doamne! Sfârșit creștinesc vieții noastre, pe durere, neîncruntat prin pace și răspuns bun, la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cere. Doamne! Împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dă. Sfie, Doamne! Cine credicește pe noi, stăpâne cu îndrăznire, fără de ostândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeul, cel ceresc, Tată, și a zice... Thank you.
ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor și Domnului tău. Capetele voastre Domnului să le plecați. Și cu împrările și cu iubirea de oameni, are unul cu Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Aminte, Sfintele Sfinților, se sfârmăște în parte de Dumnezeu, ce se sfârmăște în spate de Dumnezeu, ce se sfârmăște în spate de Dumnezeu, Amen.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți dumneavoastră, iată că ne aflăm într-una din cele mai importante duminici. Înainte de a începe pregătirea pentru postul cel mare, Duminica Vameșului și a Fariseului pornește triodul, un alt gen de atitudine a bisericii, un alt gen de cântare, ca să nu mai spunem că și alte cărți de cult la strană și în altar. Perioada triodului, dacă ar fi să vă prezint așa ca la carte, cu cele 3 săptămâni de pregătire, apoi cu celelalte 3 de pregătire pentru post și inclusiv postul cel mare, ar fi trebuit să vă induc într-o parte teoretică. Eu însă vreau să facem lucruri practice. Și iată că astăzi Mântuitorul ne prezintă o parabolă. O parabolă este un fapt rupt din viață și personalizat cu veșnicia. Unii dau definiția parabolei ca fiind ceva depersonalizat. Nu, nu mi-am permis niciodată să gândesc lucrul acesta. Poate că s-a depersonalizat să nu cunoaștem noi pe Ion sau pe Vasile, vecinul nostru. Dar, cu siguranță, s-a personalizat veșnicia. Vameșul și Fariseul. N-am să intru în amănuntele Vameșului, cel care percepe taxe până în ziua de astăzi, ci am să vă spun despre atitudinea a doi oameni. Și anume, s-au dus la templu ca să se roage și unul era Vameș și altul era Fariseu. Fariseul, zice Sfântul Evanghelist Luca, se ruga în sine zicând: mulțumesc ție, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni, răbitori, desfrânați. Și chiar ca acest Vameș, dau 10 ore din toate câte am, postesc de 2 ori pe săptămână. Iar lângă el stătea Vameșul, care nici măcar nu avea curajul să ridice privirea, spunând: Dumnezeule, milostivi mie, păcătosului. Și Mântuitorul ne lasă să plecăm cu o concluzie. Și ce adevărat vă spun vouă, mai îndreptat s-a întors acesta la casa sa. Nimic mai simplu, nu putem să o reluăm, ci pur și simplu să luăm aminte. Aș vrea să pornesc acum către legătura noastră cu Dumnezeu în rugăciune. Mulți dintre noi credem că ne rugăm. N-am zis degeaba credem că ne rugăm. Mi se pare nouă că ne rugăm. Pentru că și Fariseului se părea că se roagă. Dar era un fel de rugăciune, dare de seamă. Doamne, mă aflu în fața ta și îți spun următoarele. La capitolul post m-am încadrat, la capitolul zeciuială și sinceritate m-am încadrat, și acum, despre mine, îți spun următoarele. Sunt conștient că nu sunt ca ceilalți oameni răbditori și descrânați și îți mulțumesc în același timp că nu sunt ca cel de lângă mine, pe care l-am luat de acum, ca Vameșul ăsta. De câte ori rugăciunea noastră nu seamănă cu aceasta? Acum trebuie să fim foarte serioși. Ne aflăm în fața icoanelor, mai ales atunci când avem o problemă. Când nu avem nicio problemă, nimic. Ne vedem de ale noastre. Unde este rugăciunea? Ei, rugăciunea este a Vameșului, care recunoștea și cerea decât un lucru, să-i fie Dumnezeu milostiv. Acum, haideți să pornim către înțelesul rugăciunii, luând-o de la cauză la efect. Efectul rugăciunilor a fost diferența pe care Dumnezeu ne-o prezintă. Ce mai îndreptat s-a întors acesta la casa sa decât acela. Deci efectul rugăciunii este îndreptarea omului. Dacă efectul este îndreptarea omului, să vedem care este cauza pentru care poate omul să se îndrepteze. Cum să se îndrepteze? Bine, este un termen care sună arhaic, dar este atât de plin de sens încât trebuie să poposim puțin asupra lui.
Ca să se îndrepteze, omul trebuie să aibă conștiința că nu e drept. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să avem conștiința că nu suntem drepți. Dacă vrem ca Dumnezeu să ne ajute într-un fel sau într-altul, trebuie să recunoaștem că am greșit. De exemplu, nu poți, ca duhovnic, să dai dezlegare unuia care nu recunoaște că a greșit. Și să nu credeți acum că trăim într-o lume în care toată lumea crede că este păcătoasă. Nu. Vă mai aduceți aminte de episcopul acela care a venit la biserică și a găsit pe un preot cu dascălul lui, că așa se zice. Era o vizită anunțată. Și când a venit în biserică, s-a dus la iconostas și s-a închinat și a adus aminte de această parabolă a zilei de astăzi și a început să-și bată pieptul și să-și lea cu capul de icoană: Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Acum, părintele, când a văzut, a zis: bă, așa se face, înseamnă, n-am primit încă de la patriarhie, dar gata, s-a dus și el. Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Și pa, cu capul, în icoană. Când a văzut dascălul, era la o parte și el: Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. La care i-a zis: bă, ce se crede păcătos? Uite ce se crede păcătos. Trebuie să știm că atitudinea pe care o avem în rugăciune trebuie să fie una sinceră. Și anume, spuneam că mai îndreptat s-a întors acela casa sa decât celălalt. Ce a făcut diferența între ei? Așa putem să o luăm, să disecăm, să desfacem firul în patru, dar pentru noi, care este avantajul? Ce am învățat noi astăzi? Am învățat că trebuie să facem o rugăciune sinceră, dar mai ales ce urmărim în rugăciune sau ce urmărim noi printr-o rugăciune pe care o facem. Dacă cerem la Dumnezeu lucruri fixe, Doamne, dăm. Mă aflu în fața unui examen, Doamne, dăm să cad pe subiect. Am învățat de cu două subiecte și unul dintre ele să fie ce știu și eu. Doamne, mă cam doar un picior. V-am mai zis de părintele Picu Viorel, mi-a povestit când era la Băneasa, era preot, unde și-a început chirotonia, acolo l-a găsit, unde și-a început pastorația, și se întâlnește cu un vecin de-a lui Dan, nu dă deși la biserică niciodată. Se întâlneau însă atunci când părintele se ducea cu Nicoana și mogoteaza pe la el, și s-au întâlnit toată pe stradă. Păi, Iurie, de ce mai faci? L-am ajutat mult. Păi, foarte bine, foarte bine, dar dacă tot ne-am întâlnit, cred că am să te chem să faci o sfeștanie, nu prea mai, mai ouă găină. Cam ăsta este tiparul rugăciunilor noastre și să nu credeți că acum ne putem bucura de constatările acestea, dar trebuie să vă măsuri. Nu e suficient să constați lucrul acesta. Și spuneam că o luăm de la capăt. Trebuie să avem o rugăciune care să aibă ca efect îndreptarea. Să zicem că ne-am recunoscut că nu suntem drepți, dar îndreptarea, să știți că nu ne-o face nimeni ca rău. Și am pornit în această logică de la faptul că am auzit de cele mai multe ori pe cei care au destule, care la un moment dat spun: aș da orice, numai să am sănătate dacă lipsește, sau familie dacă lipsește, ar da orice. Opa! Și cum adică? Toată viața, probabil că omul acela a agonisit acel ceva. Și acum ar da la schimb. Asta înseamnă că nu este relevant să ai, ci să fii, așa cum am zis și altă dată, dar mai mult, acest lucru îmi dă de înțeles că omului îi trebuie puține lucruri, decât că află târziu lucrul acesta. Află târziu că banii pe care i-a adunat nedormind sau mergând pe colo pe colo îl vor ajuta să mai prelungească puțin sănătatea. Dacă de la început, atunci când pornești la un drum, îți faci o proiecție și să spui: bun, alerg, pentru ce alerg? Să văd care este efectul alergării mele. Păi să am, bun, și pentru ce să am? Ca să mai dau și la alții. Bun, ca să mai dau și la alții. Dar există conștiința că o parte din acești bani o să-i dai și pe doctori,
Dacă ai această conștiință, trebuie să te oprești la limita la care nu va fi nevoie niciodată să îți cheltui averea pe doctor. Vă duceți aminte din Sfânta Evanghelie, unde îi se spune despre femeia cu scurgere de sânge, care spunea că își cheltuise toată averea sa prin doctor și nimeni nu o vindecase. Acum, să nu credeți că am ceva cu doctorii, ferește. După cum n-am nici cu avocații, știți, m-am spovedit de multe ori. Dar omul ajunge la aceste limite de sănătate sau de căutarea dreptății, pentru că de la început aleargă pe cărarea care sigur îi duce acolo. Sigur, pentru că toți cei care au ajuns și au zis aș da orice, nu mai trebuie nimic, numai să am sănătate sau fericire sau bucurie sau familie, ne învață că trebuie să știm de la început în ce zonă alergăm. Ce e cu noi? Că drumul nostru trebuie să ducă, ați văzut foarte, drumul duce către casă. Fiți atenți că Vameșul și Fariseul s-au întors pe casa lor, clar. Și noi ne întoarcem către casa noastră. După ce alergăm o zi, două, trei, un voiaj, două, trei, alergăm către casă. Contează nu cu ce am venit acasă. Contează dacă am venit mai îndreptați sau nu. Pentru că vii după primul voiaj, bine mersi cu de toate, îți faci o casă. Vii după al doilea voiaj, îți iei și mașină. Vii după al treilea voiaj și așa mai departe, așezi copiii pe la casele lor. Și la un moment dat te vezi tot singur. Și atunci zici, aș da orice numai să nu mai fiu singur. Sau aș da orice numai să fiu sănătos. Păi când ai plecat la drum, trebuia să îți așezi o țintă, că efectele a ceea ce faci tu se vor vedea așa. Bun, o să spuneți, bun, și ce mai facem? Păi, dar nu e valabil pentru trecut. Este valabil pentru prezent. De astăzi încolo, ce putem să facem? Ce putem noi să facem acum, Domnul nostru, pe casă, cu Vameșul și cu Fariseul? Să încercăm să ne ducem mai îndreptați. Vă, fraților, știți ce înseamnă să duceți mai îndreptați pe casele voastre? Să ne ducem alții decât am plecat de acasă. Mai încărcați duhovnicește. Și o să spunea, lăsați-mă cu pădăriile astea. Știți că cunosc foarte multe replici. Am și colegi care, nu mai lasă-mă cu pădăriile. Eu caut să vă spun că ceea ce simțim este mai mult decât ceea ce avem prin buzunar. Dacă te duci acasă cu o bucurie că te-ai învins, că puteai să dormi și n-ai dormit pentru altul, te duci cu bucuria că ți-ai făcut datoria. Asta este efectul a ceea ce ai făcut. Asta este efectul rugăciunii. Să constați că ești mai îndreptat sau îndreptățit să crezi despre tine că ai făcut lucruri frumoase. Dar în sensul bun al cuvântului. Relația noastră cu Dumnezeu nu trebuie să fie una comercială. Dă-mi, Doamne, ca să-ți dau cu tare. Știți, acum îmi vine câte un necaz, Doamne, o să citești 15 acatiste de dimineață și 20 seara. Dar credeți că Dumnezeu are nevoie de acatistele noastre? Are nevoie de noi îndreptați. Ca un părinte care se bucură atunci când copilului lui nu este bine. Și de aceea trebuie să fim puțin mai departe. Care este relația noastră sinceră cu Dumnezeu? Relația sinceră cu Dumnezeu este atunci când ponderăm în rugăciunea noastră cererea. Adevărata cerere este rugăciunea de mulțumire. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că Mântuitorul ne-a spus foarte clar. Cereți ca și când ați și primit și veți avea. Dacă eu cer să fiu sănătos, eu cer în măsura în care deja simt că am primit ajutorul acesta. Și când simți că e primul ajutor, ce trebuie să faci? Trebuie să mulțumești. Așa că rugăciunea mea, ca să fiu sănătos, mulțumesc, Doamne, că sunt sănătos. Știți ce înseamnă să fii sănătos? Nu înseamnă să ai trigliceridele la 150 sau zahărul la 120. Înseamnă să fii viu. Pentru că eu știu foarte mulți oameni care stau cu analizele perfect și îmi zic, Părinte, nu mă simt bine. Ce ne facem? Păi asta e diferența. Asta este diferența între Vameș și Fariseu. Fariseul se uită pe analize, zice acolo, globul e bine, toate analizele au ieșit perfect,
astfel, una alta, dar omul nu se simte bine. De ce credeți că se simțea dator fariseul să spună mulțumesc că nu sunt aceștia, că dau zeciuială? Pentru că nu se simțea bine. Dacă s-ar fi simțit bine, cu siguranță că îi mulțumesc Dumnezeu și atât. Dar el avea totuși conștiință. Avea conștiință că, deși le-a făcut pe acestea, totuși îi mai lipsește ceva. E bine, ce înseamnă acest sentiment că mai lipsește ceva? Ni l-a spus clar, când a început să spună lauda aceasta, ne spune despre el că simțea că ceva nu este în regulă. Cum să vă fac eu să vă apropiați mai mult de Dumnezeu, altfel decât cum, deși v-am mai spus, dar vă aduc aminte un lucru foarte frumos. Un pastor după vreo 30 de ani de pastorație și-a dat seama că în uriașii și mâini cer Dumnezeu tot același lucru. Să îi fete vaca 2-3 viței, să fie sănătate, să fie una, să fie alta. Și-a zis, bă, copii, nu se mai poate. Eu mă apropii de pensie, hai să vă spun ceva. Păi, voi credeți că Dumnezeu este numai Cel care ne dă unuia rezultate la examen pentru nepoți, altuia succes în afaceri? Nu, nu e ăsta Dumnezeu. Dumnezeu este cu totul și totul altceva. Nu știți că tot ce... Ca să înțelegeți, am să vă spun o istorioară. Se duce unul la piață, pe bicicletă, ca tot un gospodar, cu lista, probabil că soția îi depuse lista acesteia, 5 cepe, 6 morcovi, 2 dovlecei. De bucurie omul probabil că găsise de toate și putuse să taie după listă tot, a plecat acasă. Dar în euforia aceea că poate soția o să-i zică, bravo, mă, ai venit și repede, ai luat și de toate, n-ai uitat nimic, a plecat pe jos. Se mai întâmplă. Te duci pe undeva cu mașina și ajungi acasă pe jos, dacă e mai aproape, și nu, dar poate nu știu cum am plecat. Ei, noaptea pe la 12 și-a adus aminte. Băi, bicicleta. Băi, frate. Acum, să se ducă, știa sigur că se duce degeaba. Să se ducă noaptea să mai trezească familia ce lasă. Da, măcar să văd locul unde am pus-o. Știi că omul niciodată nu crede că îi se întâmplă ceva. Când își pierde portofelul, ce? Parcă l-a lăsat acasă. Să duce acasă nu e ce, nu cred că e sertar la birou și știu sigur că e vineri și luni se deschide biroul. Ei, ce spune, până luni își dă seama că nu e chiar așa, dar impactul acela emoțional este dat la o parte și nu, este sigur, e într-un loc sigur. Dar bine, buzunarul potului probabil deja. Ei, și omul și-a zis, bă, măcar să văd eu locul gol. Și s-a dus pâș-pâș de dimineață la prima oră, să duce în piață, lângă gard, bicicleta lui. Poate, să poate. Doamne, îți mulțumesc ție, Doamne, că m-ai salvat. Ia bicicleta și direct, ca orice om care obține ceva, zice, Doamne, gata, mă duc la templu. A dus la biserică, a lăsat bicicleta lângă gardul bisericii și a mulțumit lui Dumnezeu într-un adevărat sens. Cum că este Cel care nu neapărat i-a dat înapoi un bun pe care îl credea deja pierdut, ci și-a dat seama că Dumnezeu este Cel care veghează. Și când a ieșit în biserică, nu mai era bicicleta. Aici trebuie să ajungem cu credința și cu legătura noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu nu este vinovatul de serviciu, cum de cele mai multe ori îl tragem la răspundere. Dumnezeu nu este responsabil numai cu examenele noastre de conducere sau de traseu sau mai determinat facultate. Nu. Dumnezeu este mai mult decât ne putem noi imagina. Dumnezeu este iubire, în primul rând. Ne iubește și când suntem așa de nemernici, încât nu-i mulțumim. Ne iubește în orice împrejurare, dar efectul ar fi mult mai mare asupra noastră dacă și noi l-am iubit pe El. Mi-aduc aminte când zicea Părintele Sfinte, Tată, știi că m-am gândit de ce se numea Ioan ucenicul cel iubit? De ce iubea Hristos mai mult pe el? Acum vă imaginați un Dumnezeu care să nu fie cu toții la fel? Credeți că îl discrimina pozitiv pe Ioan? De ce nu, Tatăl?
îi iubea pe toți la fel și le dădea întotdeauna fiecăruia însă dragoste câtă cereau ei, mai ales câtă puteau să primească. Ioan avea vasul mai mare și Dumnezeu dă până ți umple vasul. Așa este și cu noi. Noi ne ducem la templu, începe postul, mai puțin și începe postul. Ne ducem la templu să ne rugăm. Acum ne rugăm. O să venim în prima săptămână, în fiecare seară, la ora 4, calonul Sfântului de Pinteanu, ne rugăm. Cum ne rugăm? Să găsim bicicleta sprijinită la colțul bisericii când plecăm, să mergem acasă tot cu ea, să ducem pe jos? Ne rugăm, Doamne, să-mi așez copiii care să pregăteze sesiune sau nepoții și mai departe? Nu asta este rugăciunea. Rugăciunea este una care să ne transforme. Știți când am constatat eu personal transformarea? Când îți naște soția primul copil, atunci se naște și tatăl. Când îți naște fiica un copil, atunci se naște bunicul. Asta e relația pe care trebuie să o avem cu Dumnezeu. Atunci când îl iubim pe Dumnezeu, atunci plecăm mai îndreptați la casa noastră. Și dacă avem nevoie de ceva, cu siguranță că Dumnezeu ne dă exact ce trebuie. Credeți că nu știe Dumnezeu ce avem noi nevoie? Trebuie să ne transformăm noi. Nu te poți transforma, de exemplu, într-un bunic, dacă nu ai făcut pașii, unul câte unul, către această categorie. Și dacă nu ai conștiința că te-ai născut odată cu nepotul tău, ca bunic, tu, ca părinte, fiul tău. Pentru că fără acest înțeles, nu putem să ne apropiem de rugăciune. Rugăciunea nu este neapărat numai o vorbire a minții cu Dumnezeu, cum zicea Vicențiu de Lerini. Rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu. Este o îmbrățișare a lui Dumnezeu. Acum vă imaginați că Dumnezeu, necuprins, stă să-L îmbrățișăm noi. Eu, unul ca preot, cel puțin, am de fiecare dată când slujesc bucuria de a-L ține pe Hristos, care ține toate, în palma mea. Asta înseamnă rugăciune. Să fii conștient de cât se face Dumnezeu de mic atunci când vine la tine. Că m-am spus când eram eu mic și mă duc prima dată la părinte Arsenie să-L spovedesc, mi-a zis, tată, să nu te sperii de Dumnezeu că este mare când te gândești la El. Pentru că El este mic atunci când vine la tine. Și este la fel ca tine. Se joacă alături de tine. Bisericioși, asta este rugăciunea. Dacă vrem să ne îndreptăm spre casa noastră, să nu mai lăsăm aici tot felul de cereri. Pentru că noi ne mergem și nici măcar nu știm ce ne este mai bine. Mai bine să ne rugăm Dumnezeu să ne dea El, că știe El mai bine ce avem nevoie. Poate că ceea ce cerem noi astăzi este un lucru care ne va face rău altădată. Vă mai aduceți aminte de cel care v-am spus, printr-o intervenție, a reușit să își recupereze permisul și a făcut un accident. Și după el s-a aflat că era exact în perioada în care Dumnezeu îl voia în dreapta mașinii, nu la dreapta. Dacă nu știm să citim aceste răspunsurile lui Dumnezeu, nu ne putem întoarce mai îndreptați la casa noastră. Dacă ni se pare nouă că suntem uitați de Dumnezeu, cu siguranță că uitarea aceea a trimis-o Dumnezeu vrăjmașilor noștri. N-am mulțumit niciodată suficient lui Dumnezeu că le-a dat uitare vrăjmașilor noștri. Nu vom fi niciodată atât de atenți încât să-i mulțumim Dumnezeu pentru lucrurile pe care le avem, pentru că noi, din păcate, atunci când avem ceva, credem că le și merităm sau că este normal. Numai dacă ne-am gândit cât spațiu ne-ar trebui nouă de manevră dacă ne-ar durea un picior și ar fi nevoie să mergem în cârje. V-ați întrebat vreodată? Eu, unul personal, vă spun, am întrebat de multe ori, deși m-a ferit Dumnezeu, n-am avut niciodată vreun picior sau vreo mână ruptă. Dar mă gândesc ce ar însemna să stau imobilizat. Ce ar însemna să nu pot să mă duc să îmbrățișez pe vreun fiul al meu duhovnicesc pentru că sunt la pat. Dar mă străduiesc să nu uit.
că nu este așa normal cum mi se pare mie să fiu sănătos, ci sunt sănătos pentru că Dumnezeu m-a lăsat să fiu sănătos și nu m-a lăsat să fiu sănătos numai pentru mine. M-a lăsat să fiu sănătos pentru cei care au nevoie de mine. De aceea, cred că asta înseamnă să ne întoarcem mai îndreptați la casa noastră. Să ne uităm în noi, să ne recunoaștem că nu suntem îndreptați și până acasă, cu siguranță că Dumnezeu ne va lumina. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Aleluia, aleluia, aleluia. Sfântele Sfinii, Dumnezeieștile, Sfintele Nemuritoarele, cerește-și de viață păcătoarele, înfricoșătoare lui Hristos, haine cu vrednicie, să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieși. Ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne sunt pentru tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moșterirea ta, vine bisericii tale, păzește-o, sfințește pe cei ce iubesc pe casei tale, tu pe aceștia îi preamărești dumnezeiască puterea ta și mântuiește pe noi cei ce ne sunt pentru tine. Pace lumii tale dăruiește, bisericilor tale, preoților și tot poporul tău, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorând la tine, Părintele Luminilor. Și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește, Doamne, poporul tău, și binecuvintează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic dăruiește și cu pricea ta împăzește pe poporul tău. Domnului să rugăm. Doamne, cel ce binecuvântă, te rog, care pe cei din tine și pe Daniel care erau în Babilon, hihnânțiu semințe era dat mai frumoși decât pe cei hihnânțiu multe desfătări. Însoțitul tot bunul împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade, le vin
și sfințește pe cei urmăriți pe cercetarea spre slava ta și spre cinstirea Sfântului Ierarh Nicolae, spre tăvări grăbitări, încă și spre pomenirea celor s-a săvârșit într-o dreapta credință și dăruiește bunul celor ce au făcut acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cele ce decât de mântuiește să trebunătăților tale celor veșnice. Pentru rugăciune prea curatei, prea binecuvântatei, stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și Bunurea Fecioarei Maria, da, o binecăpăție, că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preasfântit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului, vecii vecilor. Amin. Să vă pomenească Dumnezeu în împărăția Sa de una cu cecuprea și în vecii vecilor. Amin. De atunci până în binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Ce frumos sunt slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnește, 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 prea puternice Părinte, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacurate Maicii sale, ale Sfinților și Educătorul Preasul Apostol, ale Sfântului Ierarh Nicolae, Ocrotitorul, Sfântul Atașului acestuia, pentru rugăciune Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfinților, Dreptilor Bisericilor, Părinților, Ana și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Și vă mulțumesc tare mult că ne-am adunat un număr așa de mare. Știu cui se datorează acest număr important, vacanței. Știu să dau explicații așa cum se cuvine. Să vă dea Dumnezeu tot ce e bun și chiar dacă există o ordonanță pe guvern vis-a-vis de faptul că nu aveți voie să dați teme copiilor, eu vă dau și canon duhovnicesc. Nu cumva să deranjați copiii săptămâna aceasta. Copilași, dacă aveți probleme, îmi spuneți mie că v-au dat părinții teme. Dar asta nu înseamnă că nu puteți citi o carte. Nu înseamnă că nu puteți face un exercițiu al minții, pentru că altfel se anchilozează până săptămâna viitoare și nu mai știi nimic. Mă bucur tare mult că anul acesta a început în mare forță, adică cu o pauză, în ceea ce privește pe copii și programul lor. Am început bine. Și până acum suntem în grafic. Știți că eu v-am mai spus și atât dată, am ca țintă să trăiesc o veșnicie. Deocamdată sunt în carne. Nu problemă. Să vă dea Dumnezeu sănătate și spor. Ne vedem deja de săptămâna aceasta. Ați văzut că începe triodul, încet, încet, o să înceapă săptămâna de deslegare.
și ne apropiem către ceea ce ne place nouă mai mult și mai mult, adică postul. De ce ne place nouă mai mult și mai mult postul? Pentru că orice post începe cu gândul că se va termina odată. Nu se poate termina ceva care n-a început. Cum pot eu să mă bucur de praznicul mare al Învierii Domnului dacă nu știu că postul se va încheia? Dar cum să se încheie dacă n-a început? De aceea, întotdeauna când începe postul, este o perioadă foarte interesantă de a ne proiecta viața așa cum se cuvine. Nu trebuie să ne gândim la traversările de fiecare zi, ci să știm că trebuie să ajungem undeva. Dar așa cum am spus, viața nu este o destinație, este o călătorie. Lucru pe care l-am învățat săptămâni trecute, când plecai cu mașina de acasă, nu era problemă să mergi pe drum, dar nu puteai să parchezi nicăieri. De ce? Pentru că nu puteai să te oprești, că era zăpadă. Pe alocuri încă nu se mai poate opri nici acum. Asta înseamnă că viața noastră este o călătorie, nu o destinație. Dar este o călătorie cu gândul la destinație. Așa spune Dumnezeu, să înțelege viața. La mulți ani și spor să vedem Dumnezeu.